Salut, sunt Mascu și bine v-am regăsit un nou videoclip. Astăzi suntem din nou pe GTA 5. Vă doresc la toți un weekend plăcut. Și după cum puteți observa, președintele din Los Santos a schimbat străzile, mă, uitați-vă și voi numai cum arată în momentul de față. Zici că sunt în Dubai, bro, arată super tare. Și vă rog să apăsați la acest episod pe butonul de like, să strângem peste 5000 de like-uri acum pe like. Cum să nu iubești GTA 5, mă, la cum arată, uitați-vă și voi, oh my god, e chiar tare. Stau aici pe Bugatti-ul meu, deoarece astăzi m-am gândit să mergem în vacanță cu familia, bro. Da, să facem și noi o excursie așa frumoasă la plajă, deci nu e foarte cald, așa că haide să mergem acum, dar mai întâi vreau să vă arăt armele secrete pe care le am, da? În primul și în primul rând am această armă, uitați-vă și voi, zici că Spider-Man, mă, uite, de exemplu, dacă vreau mă pot agăța de blocul ăla, vreți să vedeți? În 2, 3, 1 sau dacă nu, e să vedem pe unde să ne agățăm noi, a? Sus acolo, dar mi-e frică, da? Dacă se întâmplă ceva cu noi. Ce ești? Ce vrea poliția de la noi acum? Regi, nu aveți voie să parcați aici, n-am înțeles, da? De ce nu am voie să parchez? Cine sunteți dumneavoastră? Hai, plecați să nu vă mai văd. Ia uite că nu am voie să parchez aici. De ce? Vă rog să vorbiți cu respect, da, n-am înțeles. Dacă nu, să vă dau amendă, plecați din locul ăsta. O, gata, mă, trebuie să plecăm. Mamă, dar ce agresiv e tipul ăsta. Nu am văzut un polițist mai agresiv decât tipul ăsta. Hai, mă, că plec acum, gata. Oh my god, uitați-vă și voi cum arată străzi astea din Los Santos, mă. Nu am văzut în viața mea asemenea străzi. Zici că sunt GTA 6 în momentul de față. Scrieți în comentarii dacă vă place ceea ce a făcut președintele din Los Santos. Da, a făcut bine, vă, că, he? Și cu semaforul ăsta, uitați-vă și voi cum a făcut zebrele, mă. Le vedeți, nu? Cât de calitative sunt străzile din Los Santos. Mie îmi place și iubesc GTA 5, bro. Îmi place să mă joc. Haideți să mergem acum dreapta. Trebuie să mergem într-un loc din ăsta mai secret să vă arăt armele. Oricum, unii dintre voi le știți deja. Ia să ne... Unde parcăm noi mașina? O parcăm pe undeva aici prin stânga să vă arăt armele. O țoc, digă, mamă, se merită să mai mergi prin Los Santos, bro. La ce străzi avem în momentul de față? Țuc, ușor, bro, dar cum se... Nine, ia să ne uităm la autostrăzi, cum se văd. Ok, haideți să mergem pe autostradă acum, chiar tare. Scrieți în comentarii dacă vă plac străzile, chiar sunt curios. Mie chiar îmi plac cum arată, ok, suntem pe autostradă acum. Zoom, bă, dar cât prinde mașina asta, 300 și ceva la oră, ok. Arată chiar mișto, mie îmi plac. Na, first, na, m-am dus în first person, na, rip. Rip cu mașina, ce să mă mai fac? Am vrut first person, da. Dar din cauza la geamul ăsta nu văd absolut nimic, mă. Nu cred așa ceva. Mamă, dar cum mi-am boțit mașina. Mergem puțin într-o parcare să-mi fac mașina numai decât. Uite, mergem în parcarea asta. Cred că e ok, nu? Da. Și acum trebuie să stau aici să-mi fac mașina. Dar în față e distrusă complet, bro. Nu știu dacă o mai pot să o fac, nu cred că o mai pot face. Uitați-vă și voi cum să... Nine. Hai să încerc. Sau dacă nu, mergem la autoservice cu ea. Mergem la autoservice că nu avem ce să-i facem aici în parcarea asta. E bine, mă, că avem autoservice-ul ăsta. Aici putem tuna, modifica mașini de calitate. Foarte tare. So, haideți să mergem acum sus numai decât. Și după cum am spus, astăzi o să mergem în vacanță numai decât. M-am gândit să mergem într-o țară străină. O să vedem unde mergem astăzi. O să mergem cu cine o să mergem? O să mergem cu fratele meu mai mic, cu Ciofloi și cu, na, prietena noastră, nu? Cu Lucia, mă. Bine-ți, mă, perfectos. Am făcut-o. Și haideți să plecăm acum numai decât. Dar stați să vă arăt armele pe care le am. Uite, cu arma asta mă pot agăța de unde vreau eu. Uite, de exemplu, mă pot agăța de chestia aia. Țac. M-am agățat, da? Și acum? Pam. Nine. M-am dus sus. Ok. Și pot să mă uit dacă e ceva pac. Sau dacă nu vreau să mă duc jos. Uite. Mă. Oh my god, bro. Unde am ajuns? Și asta nu e tot, deoarece asta pot să o fac direct și din... mașină, mă. Uite-te și tu. O pot face direct din mașină. Deci dacă vreau să mă urc pe un bloc, fac asta. Uite, vreau să mă urc pe blocul ăla acolo sus. Stai că suntem prea departe, cred, nu? Sau, ia, 1, 2, 3 și... Pam! Umăficul, nu cred ce? Acum, uitați-vă și voi dacă asta nu merită un like și un subscribe, nu mai știu nici eu, mă. Bun, am ajuns pe bloc, perfect. Și acum, uite, am ajuns perfect, o să mă... pistolul ăsta o să ne ajute perfect la hide and seek, bro, când o să ne jucăm de avați ascunsele, cred, nu? Scrieți în comentarii și uite, dacă vreau, mă pot duce pe alt bloc în momentul de față.
Două secunde, unde mă duc? Ah, uite, mergem pe blocul celălalt. Numai că trebuie să avem mare grijă să nu ne vadă poliția sau ceva. Bun, ia să mergem pe blocul celălalt. Dar cum facem să ajungem exact sus acolo? Mai întâi mergem pe blocul ăsta din față. O, țac. Bun, și acum? Paci, diga. Ai, ai, ai. Și acum cum ajungem noi? Facem asta. Da. Bine-s. Mamă, zici că Spider-Man cu mașina. Da, mă pot urca două secunde. Pac. Na. Și acum, sus, Amasico. Oh, nu cred așa ceva. Mamă, zici că Spider-Man cu mașină. Arma asta e foarte puternică. Nu aveți idee cât am dat pe arma asta. Nu v-am spus, peste 100 de milioane de dolari. Numai că trebuie să mă mai învăț puțin. Ia. Deci pot să mă urc pe blocul ăsta, mă. Țac. Și uite-te și tu cum am rămas, mă. Uite-te și tu. Pot să stau aici, mă, zici că Spider-Man, da? Bro, arma asta e de la Spider-Man, am înțeles ceva de genul ăsta, numai că eu am furat-o. Chiar tare? Bun, haideți să mergem jos acum. Putem să facem multe lucruri cu această armă. Uite, de exemplu, pot să agăț mașini după mine, uite. Mă dau jos în momentul de față. Fac agăț mașina aia de mașina asta, da? Țac, unde pleci, mă? Ușor, ușor, ușor. Stai, ușor, unde te duci? Unde te duci, mă? Și acum tipul ăla a plecat și putem să furăm mașini, mă. Uite-te și tu, mai spune ceva. O, maicu, tipul ăla încă se află în mașină. Nu ai nicio șansă, o, maicu, tigo, nicio șansă nu aveți. Ușor, ușor, am asigur, mă. O, maicu, bro, putem să furăm mașini. Mergem în autoservice acum. Unde pleci? Unde pleci? Că nu ai unde. What the hell? Bro, ce se întâmplă pe aici? Că nu mai înțeleg absolut nimic. Bro, vreau să-i fur mașina lui tipul ăla. S-a dat jos, ok, s-a dat jos din mașină, perfect. Noi deblocăm frânghia și mergem mai departe. Eu putem fura, dar oricum nu costă mult mașina aia, nu-i problemă. Bun, putem să facem multe nebunii cu mașina asta, uite. De exemplu, putem să mai agățăm persoane, două secunde. Uite, poți să agăți persoana asta de ceva, două secunde. Uite, țac. Țac, da? Uite acolo. A, stai acolo. Unde pleci, mă? Unde pleci acum? Ha, nu mai pleacă nicăieri, mă, că nu ai cum. Asta o să-i facem lui fratele meu mai mic, cred, o să-l agățăm de ceva. Acum unde pleci? Stai aici, nu? Țuc. Mm-hmm. Nu faci absolut nimic, mă, numai ce să faci. Ha, ha. Eu, și mai am o armă, cu toții o cunoaștem. Arma ce șterge orice. Cu toții o știți, probabil, uite. Pac. Vedeți, nu? Ia, tipul ăsta ce vrea. Țac. Mamă, cum a dispărut. Paci. Pum, diga. Pac. Mamă, trebuie să avem mare grijă. Orice dispare, bro. Ia. Țac. Ok, uite și chestia asta dispare. Chiar tare arma asta. Bun, avem două arme secrete. Și eu zic că e super tare, deoarece putem să facem multe lucruri cu aceste două arme secrete. Nu o să le vindem niciodată, o să le păstrăm. Și haideți să mergem acum acasă. Dar cel mai mult îmi place acea armă unde mă pot agăța de orice, bro. Da, scrieți în comentarii vouă care armă vă place cel mai mult. Acea armă care șterge totul sau arma lui Spider-Man, să spunem așa. Bun, haideți să mergem acum numai decât către casă. Toate străzile din Los Santos sunt modificate, bro. Da, uitați-vă și voi cum le-a făcut președintele din Los Santos. Chiar tare. În numai câteva luni, bro. S-a lucrat, nu gluma. Perfect, mie îmi place cum sunt. În momentul de față arată mult mai bine. E tare că putem să ștergem și din mașină tot ce vrem, uite-te. Pac. Mamă, deci dacă avem aglomerație sau ceva, putem să ștergem mașinile, mă. Uite, pe tipul ăsta, dacă ne deranjează, putem să ștergem. Ok. Și noi mergem mai departe, mă. Chiar tare, bro. Arma asta, oricum, ne ajută la extrem. Ok. Pac. Mamă, dacă cum îi ștergem, nu mai există, vreo, dispar complet. Yeah. Dacă ștergem și pe tipul ăsta cu chestia aia în spate, mai cot. Nu mai facem asta, bro, sper să nu mă bată cineva, deoarece arma asta este foarte păzită, am înțeles, și noi o avem. Noi suntem prima persoană care avem această armă, eu nu cred așa ceva. Bun, haideți să mergem acum numai decât către casă, ca să mergem în vacanță, nu? De ce nu? În zilele care urmează m-am gândit să fur un avion de lupte, bro, da, de armată, deoarece trebuie să lucrăm mai departe la armata noastră, bro, din Los Santos. Cum știți, acum ceva timp mi-am cumpărat o bază militară, gen o bază secretă, și nu am mai continuat acolo cu soldați și așa mai departe. Trebuie să ne cumpărăm oricum niște mașini de armată ca să continuăm. O să vedem dacă o să ne iasă, oricum o să fie ceva de lucru. Plus că în zilele care urmează, cum am mai spus, vreau să-mi cumpăr o casă nouă, probabil. O să vedem cum facem, dacă o să pot să-mi cumpăr.
Oricum, bani mulți nu prea mai avem, o să vedem unde lucrăm, poate o să ne găsim un alt job unde putem să câștigăm niște bani cum trebuie. Hai că am ajuns acasă în sfârșit, mă. Oh, perfect, e bine ca mașina asta, bro, nu e atât de caldă înăuntru, deoarece e decapotabilă și e perfectă. Perfect, am ajuns aici acasă. Mamă, dar am foarte multe mașini, bro, m-am gândit să vând câteva, nu? Adică să mai câștigăm și noi niște bănuți. Bine, mă. Oricum nu merg cu toate mașinile, dar e ok, bro, să ai foarte multe mașini. Și dacă vă întrebați unde sunt mașinile de la Apple, le-am vândut. Da, le-am vândut, am câștigat undeva la 150 de milioane de dolari pe acolo. Credeam că o să câștig mult mai mulți bani, dar e ok și atât. Haideți să mergem în vacanță acum, bro. De pe aștepți. Molai, ce faci, mă? Uite-l, mă. Molai și Cioflui, ce faceți, mă? Ce să facem? Tocmai am făcut niște baie la plajă și acum stăm tu? Păi am venit și eu de la muncă. Ce să fac? Mami, ce face? Este acasă sau? Păi nu a mai venit Tamasico de atunci. Cum nu a mai venit? Păi trebuia să vină la ora 12, nu? Nu așa era, nu așa am vorbit, că mergem în vacanță cu toții, nu? Sau? Da, dar nu a mai venit de atunci, tate. Cum să nu vină? Vrețumi, Teia, trebuie să o sunăm, bro. Trebuia să vină acum. Noi aveam un plan că trebuie să mergem în vacanță, va? Ok, hai că o sunăm, să vedem. Sună, văd. Ok, sună, dar... De ce nu răspunde? Nu răspunde, vezi că mami nu răspunde, știți, nu? Man! Mami, unde este mami? Eu de unde să știu unde este? Dacă nu răspunde, ce se întâmplă? Ați auzit ceva de ea sau ați vorbit cu ea? A spus că vine sau ce s-a întâmplat? Nu, Ramasico, mi-a spus că vine la ora 12, dar nu a mai venit. N-aș par rău de tot, mă, dar poate doarme, mă, la ora asta. Ia să ne uităm sus. Nu-mi dau seama unde este soția mea. Eu nu cred așa ceva. Tega, vrețumi, a? Cred că doarme la ora asta, adică, a? Lucia... Trezește-te, te rog. Ei, mă auzi? Bro, nu e nimeni. Oh my god, unde-i Lucia? Nu cred așa ceva. Acum nu veniți că iar mă înșeală. Nu mă mai înșeală. Gata, am vorbit. Totul e cum trebuie. Nu mai e cum era. S-a schimbat, mi-a spus. Dar văd că nu e acasă, bro. N-aș paru de tot. Ce facem acum? Asta e problema. O să mergem în căutarea ei, cred, dar unde ar putea să fie? Cred că e la poliție, bro. E la muncă sau nu-mi dau seama, dar astăzi este liberă, bro. Păi e liberă, dar unde e? Asta e problema, Masico. Păi eu de unde să știu, mă, că voi ați stat acasă, man? Ei, ce ați făcut toată ziua? Ești trei duși, clași, diga. Hey, what? Văd că avem un pachet aici, a venit un pachet, Cioflui, tu nu știi să te uiți când vin pachetele? A venit jucării, cred, nu? Păi nu știu ce a venit, că eu nu am dat nimic de pe internet. Ai dat tu ceva sau oricum nu știe să dea? Hai să vedem și cu pachetul ăsta. Bro, am găsit chestia asta. Los Santos, am găsit o mapă, bro. What? Nu văd eu bine sau... Stai, mă, ce caută mapa asta, că nu înțeleg. Molai, trebuie să vii și tu cu mine. Uite, o mapă, bro. Probabil, uite, văd niște puncte acolo, dar nu-mi dau seama ce-s cu punctele alea. Observați. Ia, dacă ne uităm mai atenți la acele puncte, ia. What? Los Santos, the city of tourist map and guys. Ok, uite, văd acolo un punct. Deci avem una, două. Avem mai multe puncte acolo. Uite, văd ceva la Wynwood acolo. Ok. Ce-o fi punctele alea? Nu-mi dau seama. Chestia asta mă pune pe gânduri, deoarece mă face să mă duc la acele puncte. Vreau să văd ce se întâmplă. Dacă ne uităm atenție, să ne mai uităm. Nu cred așa ceva. Adică ce caută chestia aia? Nu înțeleg. Să mergem la acele puncte. Cred că... Dar ar fi o idee bună să mergem să vedem ce se întâmplă. Probabil are ceva de a face cu Lucia, nu? Poate e de la Game Master ceva, Masico, vezi? Ce Game Master, mă, că Game Master nu mai este în Los Santos. Game Master, auzi la el, uite, mă uit acum. Nu știu, sunt mai multe puncte acolo, dacă observați. Avem mai multe, deci unele sunt marcate cu roșu. Uite, avem și Montchilia de acolo, ok. Dacă o întoarcem invers, vedem mapa din Los Santos. Este exact mapa din Los Santos. Și avem niște puncte la Wynwood. Uite aici sus pe undeva, unde este Wynwood-ul. Uite pe aici, pe sus, cred că acolo. O să mergem acolo puțin să vedem ce se întâmplă. Cine merge cu mine în momentul de față? Merg
eu, Amasico. Și eu, și eu. Bun, hai să mergem în căutarea la mami, mă. Da, haideți toți acum cu toții. Mergem acum frumușel. Mergem să o căutăm pe Lucia numai decât. Tati, eu nu merg, da? Eu stau acasă. Hai, faci cum vrei, atunci merge doar molai cu mine. Stai acasă. Ai grijă de casă, ne-am înțeles, da? Cioflui, vă, că nu merge cu noi. Molai merge, perfect. Bun, o să mergem acum la Winwood acolo să vedem ce se întâmplă în locația aia. Poate găsim niște indicii, ceva. O să vedem. Chiar îți curios, bro. Dar mi se pare creepy rău, bro, să găsesc o mapă într-un pachet random. Nu scria nici numele sau ceva. Era doar pachetul împachetat cu acea mapă pe care ați văzut-o cu toții și nu scria nimic, nicio adresă, absolut nimic. Cine a pus acel pachet acolo? L-ai pus tu, mă? Eu nici nu știu despre ce vorbește, Masico. Eu nu am pus nimic. Eu nici nu l-am văzut. Chiar am înțeles. Bun, atunci, haideți să vedem, să mergem acum către Winwood. Mai avem 60 de kilometri până acolo, dar nu-i problema. Sper să o găsesc pe Lucia, dar nu răspunde la telefon. Asta e nașpa, mă pune pe gânduri chestia asta, dar sper să o găsim numai decât și sper să o găsesc în viață. Nu vreau să o găsesc moartă sau ceva, ușor, ușor. Mulți mi-au scris în comentarii, Masico, dar nu mai faci un copil cu Lucia? Nu, deocamdată nu. Da, ușor, ușor. Nu prea am nici prea mulți bani și vă dați seama că ne trebuie foarte mult timp să petrecem cu copiii dacă mai facem unul și, da, puțin mai târziu poate, da, uite, mai avem aici uma, da, puțin mai târziu cred că e o idee bună, bro, atunci o să avem mai mult timp liber, acum nu prea mai avem, da, trebuie să petrecem mult timp și cu Cioflui. Eu nu prea petrec timp cu Cioflui și stă de unul singur, dar e ok, oricum stă cu mama lui foarte mult. Bun, haideți să mergem acum pe dreapta, deoarece trebuie să o luăm pe autostradă pe undeva, cred, nu? Ușor, wow, mamă, cum merge audiul ăsta, dreapta. Scrieți în comentarii unde vreți să lucrez. Eu m-am gândit să lucrez ca miner, bro. Ar fi o idee bună să lucrez ca miner în Los Santos sau dacă nu, undeva pe tir, nu? Da, bro, să duc marfă și așa mai departe. Ar fi chiar tare să fiu șofer de tir, nu? Scrieți în comentarii, chiar ești curios. Și asta cu volanul. Ha, o să fie tare cu volanul, cred. Mai ales să conduc un tir. Ha. Vă mai dau un update despre serverul pe care vreau să-l deschid pe 5FM aici. Se lucrează, fraților. Se lucrează constant. Asta e tare. Acum lucrez la logo. Oh my god. Numele deja îl am. Nu o să-l știți. Acum o să știți când o să... Când o să deschid serverul, numele îl am, logo-ul se face deja, bannerul și așa mai departe, plus că o să fie un server diferit față de cum sunt toate serverele din România. VRP, nu o să fie VRP, o să fie diferit, o să fie ceva mai dificil, dar mie îmi place să încerc lucruri noi, fraților, da. Și acum dacă vă întrebați cum puteți să intrați și voi, deci când o să deschid acel server, mai întâi trebuie să-mi fac un server de Discord. Gândiți-vă că eu nu am un server de Discord, mă. Nu am niciun server, dar anul acesta, în vara acum, vreau să-mi deschid un server și acolo vă puteți prezenta. La început, serverul o să fie whitelist, adică o să fie doar pe invitație, nu poate să intre oricine. Și când ne strângem acolo mai mulți și funcționează totul cum trebuie, o să-l deschidem pentru toți, bro. Da, ați auzit bine, însă mai e foarte mult de lucru la acel server, plus că vreau să fac și un trailer așa micuț, țac, țac, să vă arăt așa în mare parte, dar vă spun de acum că acel server are foarte multe nebunii, bro, pe el. Nu aveți idee câte activități are serverul. Uite că ajungem acum la Winwood, bro, nu aveți idee ce activități are acel server. O să fie, cred că, cel mai bun server din România, adică cu peste 100 de activități, dacă nu mă înșel, 80 sau dacă nu 100, 150, 200, mă rog, ceva pe acolo. Nu aveți idee câte funcții are serverul, o să fie o nebunie, așa că haideți să ajungem acum sus aici la Winwood, să vedem ce înseamnă acel punct acolo pe hartă, bro, poate găsim aici ceva, un indiciu. Trebuie aștept să deschid serverul și sper să fie ok și dacă... O să funcționeze cum trebuie acel server și o să facem și live-uri pe acel server dacă o să funcționeze totul. Hai că ajungem aici la Winwood. Oh my god, brut, trebuie să... What? Să căutăm aici ceva sau... Nu înțeleg, eh? Hai, Molai, hai și tu jos sau nu mai vii? Ce vrei să cauți aici, mă? Păi vreau să caut un indiciu ceva, mă, unde se află Lucia. Aici scrie Winwood, bro, să ne urcăm pe chestia asta sus. Ia, mă, hai, vii și tu cu mine. Ne urcăm aici sus, 2 secunde, poate vedem ceva de aici. Hai, mă, și tu, hai sus, hai.
Nu e frică, cred, nu? Da, tu crezi că eu sunt amasică. Du-te tu sus. Fricos mai ești, mă, fricos mai ești. Nu te-am văzut în viața mea așa de fricos. Bun. Oh, mamă, dar... dar mi-e cam frică, mă. E înălțime mare, nu glumă. Câți metri sunt aici? Nine. Na, stai că vine și el. Uite-te și tu că vine și el, mă. Ai spus că nu vii, mă. Poate cazi de aici. Ai grijă. Uite-l, vine și el, mă. Uite-te și tu. Hai de capul meu, ce faci, mă? Ai spus că nu vii. Te-am mințit, mă, tu crezi că mie mi-e frică? Atunci ai grijă, mă? Bun, mamă, mie cam frică de aici să mă uit în jos. Mi-e frică de înălțime, știți, nu? Maină, scanii vaza din gata, dacă ne uităm, mă, e ok. Perfect, ne urcăm, ne uităm, bine-s. He, parcă am... Ce-i chestia asta aici, mă? Can you trust car meetups? Ce? Poți să ai încredere în fan traffic car meeting things? În car meeting, what? Car meetups, ce-i asta, a? Acolo văd niște mașini, bro. E cumva la cimitir acolo sau, he? Tragedie at Cliffs. Tragedie pe o stâncă scrie acolo. Ok. Ciudat rău de tot, bro, a? Ciudat rău de tot, numai că în poza aia, dacă ne uităm atenți, vedem acolo niște mașini, bro, vedem un car meeting, ceva, nu? Cu mai multe persoane, dar nu-mi dau seama ce semnificație are asta. Wizard News scrie acolo, ok. Știi ceva, mă? Nu știu nimic, amasică. Dar ce stai așa nemișcat? Mișcă-te și tu, eu nu înțeleg de ce nu te miști. Vezi că cazi. E mort, da, e mort. Fratele meu mai mic a căzut. A căzut, dar unde a căzut, he? Nu-mi dau seama. Mort. Nine. Oh my god. Chestia asta e reală, bro. Molai, ești bine? Spunem că ești bine. Molai, spunem că ești bine. Ce ți-ai rupt? Da. Are inel ăsta, mă? Una, două, trei inele are. Ok. E să ne uităm. Trebuie să văd ce are. Nu înțeleg că nu răspunde. Mamășicu, nu mai pot să răsuflu din cauza ta. Trezește-te. Molai, trezește-te în momentul de față, da? Trebuie să mergem numai decât în căutarea... Bro, la soția mea, nu cred așa ceva. Unde a dispărut că nu mai găsesc? Molai, hai mai repede. Tu m-ai împins acolo, amasico. Vezi ce faci data viitoare, da? Tu ai căzut, mă, nu eu te-am împins. Ia uzi, că eu l-am împins. Oh, haide să facem chestia asta. Și paci, diga, oh my god, pim. Ha? Și am ajuns în fața ta, mă, da? Hai și tu mai repede, tu trebuie să mergi pe jos, mă. Bun, haide să mergem acum numai decât către trebuie să mergem acum numai decât către cimitir. Pe acolo am văzut în acea imagine că tipii se aflau la cimitir, mă. Ușor. Hai, mă, urcă și tu mai repede. Bine, și mergem acum numai decât către cimitir. E foarte important. Poate găsim acolo un indiciu, ceva, nu-mi dau seama, o să vedem. Apăsați pe like, vă rog, și abonați-vă la acest canal, bro, vreau să o găsesc numai decât pe Lucy. Am sunat-o din nou și nu a răspuns. A, e grav, cred că e grav, nu-mi dau seama, mă simt așa prost. Dacă nu o găsesc, e n-aș părut de tot, dar sper să o găsesc. Hai că am ajuns acum la cimitir, o luăm aici dreapta numai decât. Dar nu știu dacă găsim aici un indiciu, ceva, ups, ușor. Pe unde erau tipii aia, bro, mă? Mă scuzați, se mai întâmplă, na, asta e. De capul meu, de la căldura asta, cred, 100% ore de la soare. Să vedem, poate găsim ceva pe aici, Molai, știi tu ceva, mă? Dacă ne uităm stânga-dreapta, pe aici pe undeva trebuie să se afle, dacă nu mă înșel, o groapă, bro, a? Iar dacă ne uităm... A, ce cu... Bro, ce cu sângele ăsta aici? Nu văd eu bine, he? A? Molai, tu vezi asta, mă? What? What is this one? Chiar asta, nu mă așteptam să văd așa ceva aici. Dar nici eu nu mă așteptam. Don't enter, acolo scrie să nu intrăm. What the hell? Nine, intrăm. Molai, hai că eu intru, uite, se află o groapă, bro, a? Numai că trebuie să am mare grijă, mai bine te ții de mine, nu? Sau? Nu. Ok, mamă, mi-e frică, ne ducem pe scările astea jos. Ia, hai și tu, Molai, dacă vrei, dacă nu stai acolo, nu mă interesează, faci cum vrei. Ușor, ne dăm jos. Nine, și am ajuns în groapă, bro. What the hell? Sper să nu se afle nimeni pe aici, a? Să ne facă ceva rău. Dar aud aici niște zgomote de oameni, ceva. What the hell? Ok.
Mamă, merge mai în față acum, nu? Merge mai în față, numai că trebuie să ne luăm un pistol, ceva, bro, a? Dar trebuie să ne luăm un pistol dacă e ceva, pac, direct, diga. Pe aici, pe undeva, se mai află, dacă nu mă înșel, o intrare, bro, nu? Uite, acolo spune că... What the hell, am zis că ești bine? Spune că nu avem voie să intrăm, nine. Mamă, mi-e cam frică, a? Sincer, vă spun, don't enter, wrong way. Spune că nu avem voie să intrăm, a? E dacă intrăm, a? What? Nine. What the... Bă, ce-i asta? Hey? Lucia, hei, mâinile sus în momentul de față, dacă tragem Lucia, am tras în tine, în capul tău. Mâinile sus în momentul de față, oh my god, Lucia e sus acolo, văd. Ce caută oamenii ăștia pe aici, bro, nu înțeleg. Mâinile sus în momentul de față, deci dacă tragem Lucia, ai merit-o, mă, ne-am înțeles. Trag direct în cap, îi tragem. Deci dacă nu dai arma jos în momentul de față, am tras în tine. Mamă, se află cu arma către Lucia. Nu cred, Lucia se află închisă într-o cușcă, bro. Nine, trebuie să-l omorâm pe tipul ăsta. Pac! Omorât. Bine, oh my god, Lucia. Ce faci acolo? Nine, uite-te și tu cum a fost răpită, Lucia, ați văzut, nu? O, Sicu, mulțumesc că îmi dăm drumul, te rog, nu poți să mă ies de aici, te rog să-mi dai drumul, da? Păi da, îți dau drumul imediat, două secunde, dar cum ajung acolo sus, că nu-mi dau seama? Mamă, deci, uitați-vă și voi cum... Bro, ăsta e un schelet, deci dacă ăștia rămân acolo... Devin scheleți, mă, nu le dă nimeni de mâncare. Deci Lucia, dacă rămânea acolo, uitați-vă și voi cum sunt prinși tipii ăștia. Nu cred așa ceva. Trebuie să ajungem acolo sus cu asta, către Lucia. Lucia, imediat îți dau drumul. O să-i dăm drumul acum numai decât. E bine că avem pistolul ăsta, deci dacă nu aveam pistolul ăsta... O, Sicu, te rog, dăm drumul, că nu mai pot să stau. Acum îți dau drumul. Pup, pup, Lucia, dar imediat. Gata, mă, i-am dat drumul. Oh my god, Lucia, ești bine, e supărată, mă, nu mai poate, cred. Nu am mâncat de 3 zile, mă, Sicu, tu știi cum mă simt prost rău de tot. Da, te înțeleg că nu ai mâncat nimic, oh my god, în sfârșit. Am găsit-o pe Lucia, tu știi ce griji mi-am făcut? Am crezut că ești moartă, eh? Oh my god, e bine că am prins-o. Oh my god, de cine ai fost răpită? Lucia, poți să-mi spui? Am fost răpită din casa mea, Sicu, stăteam la televizor și... Au venit niște oameni înarmați, mascați și m-au răpit. Oh my god, nu cred. Nu cred, deci suntem din nou urmăriți de cineva, nu-mi dau seama, ok. E văzut la față, cred că e un gang ceva, cred, nu? Nu am cuvinte, Lucia. Sunt speriat, tu știi? E bine că te-am găsit acum. Hai să ieșim. Și eu speriat. O să mergem să mâncăm acum, da? Da, o să mâncăm acum două secunde să ajungem sus. Gata, Lucia. Ești în mâini bune acum. Nu-ți mai fă griji, te rog, da? Mamă, nu aveți idee. E bine că am găsit-o pe Lucia. Mamă, dar ce grea ești. Te-ai mai îngrășat, mă, puțin, nu? Sau nu văd eu bine? What the hell? O, hai să mergem sus acum. Ușor, ușor. Am mai slăbit, am Sicu cu 5 kg. Ai, perfect, perfect. Uite-l pe culai, vezi? Uite unde am găsit-o pe mami, vezi, nu? Hai, urcă mai repede în mașină, nu mai sta. Da, mă, eu am păzit afară, ce tot ai? E bine dacă ai păzit afară, bro, e bine. Mă scuzi, mai cot am dat peste ea. E bine că ai stat afară, mă, mergem acum să mâncăm. Perfect, bro, în sfârșit am găsit-o, trebuie să facem ceva cu căsuța noastră, trebuie să o închidem, trebuie să luăm niște lacăte sau ceva ca să închidem căsuța noastră să nu mai intre nimeni, bro. În ultima perioadă îmi intră foarte multe persoane necunoscute în casa mea, nu-mi dau seama de ce, probabil sunt prea cunoscut în Los Santos și din cauza asta, cred, nu? Dar scrieți în comentarii care-i ce putem să facem sau dacă nu ne mutăm de acolo, nu mai vreau să am multe probleme, ne mutăm în altă parte ca să nu mai știe nimeni unde locuim. Scrieți în comentarii ce vreți să facem, așa că noi ne vedem data viitoare cu videoclipuri noi pe acest canal, da? Ciao!